Domnilor, domnilor, sunt Tatiana Pășcovski și vă spun bun găsit. Ne vedem și ne auzim pe ambele maluri ale Prutului, în capitala veche a Moldovei, la Iași TV Live și la 10 TV în Chișinău. Alături de mine este Mihai Chirica, primarul municipiului Iași și dedicăm această ediție programului centenar al municipiului Iași cu genericul Iași, capitala renașterii naționale 1916-1918. Bun găsit, domnule primar, mă bucură foarte mult că, iată, dedicăm o întreagă emisiune pentru programul dedicat centenarului. Da, și cred că este și potrivită această emisiune să înceapă pe un studio care are vizibilitate și în Basarabia, pentru că, așa cum puțin basarabeni știu, dar vor afla astăzi, startul unificării statului român a plecat din Basarabia cu mult înainte zilei din 1 decembrie. Da, și cu această ocazie vreau un pic să revenim în istorie cu 100 de ani în urmă și să ne amintim despre faptul că Iași devine capitală a României un pic mai devreme, în, o, la sfârșitul anului 1916, atunci când guvernul și Curtea Regală se retrag în urma războiului care a ocupat practic două, treimi din România, se retrag la Iași. Da, așa este. Așa că o mică pagină de istorie să o, să o avem în vedere. Sunt foarte multe de spus despre asta, cum de a ajuns Iașiul să redevină capitala de război, capitala României, am spus noi, capitala renașterii naționale, au spus altă categorie de istorici, și asta într-un context în care, într-adevăr, România avea foarte mult de suferit. Cele două provincii românești, Moldova și țara românească, suferau de pe urma înfrângerii, în special înfrângerii armatelor bulgare și germane din sudul țării. Bucureștiul a fost cucerit, Toată partea administrativă a fost obligată, cu regele în frunte și regina Maria, să se deplaseze spre un alt oraș mare care poate găzdui o capitală, aceasta, acesta fiind Iașu. și asta s-a întâmplat începând cu lunile. Noiembrie-Decembrie? Septembrie au fost programate și în noiembrie chiar s-a întâmplat evenimentul în sine, când trenul regal a ajuns. Și la Iași. 6 decembrie 1916 deja între guvernul era aici. Era la Iași. instalat, era funcțional bineînțeles, în condițiile în care Iașu nu era pregătit să primească toate instituțiile statului. Iașu avea și atunci, ca și acum, o viață dedicată actului cultural, actului educativ. Eram capitala modei pentru România de atunci, eram conectați foarte mult la capitalele europene și a venit, ca să spun așa, nenorocirea, care în cele de urmă s-a demonstrat a fi un lucru bun pentru țară, că a putut naște un proiect de care ne bucurăm și astăzi. În 1916 Iașul nu depășea 80.000 de locuitori. S-au trezit, iată la sfârșitul de 1916, că uh, au venit foarte a venit foarte multă lume și într un anumit moment în Iași erau peste 400.000 de da locuitori. Acest număr mi-am mi notat această cifră pentru că acum Iașul are patru, în jur de 400.000 de, 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 de locuitori. Da, și uitați-vă un oraș care s-a dezvoltat 100 de ani și are 400.000 de, de locuitori astăzi și pare aglomerat. Gândiți-vă cum arăta Iașul acum 100 de ani când existau doar câteva cartiere, dacă le putem numi așa, pe zona centrală și Copou și cu câteva aglomerări aproape urbane de jur împrejurul acestui an special pe colinii și au venit aproape 400.000 de oameni într-un timp foarte scurt, cu grijile și problemele lor, n-au venit în vizită, n-au venit să facă turism. Au venit pentru că n-aveau unde locui, n-aveau ce mânca, erau foarte bolnavi, veneau unii de pe front cu zecile de mii și aveau nevoie de o atenție specială. Și Iașu s-a trezit și într-o penurie de resurse, pentru că nu eram adaptat să putem asigura resursele vitale, apă și alimentația de bază pentru o populație atât de, de mare. nu eram adaptați să putem asigura servicii medicale pentru o populație atât de mare. Chiar dacă Spitalul Spiridon era al doilea spital al țării, înființat aproape acum 200 de ani, după Spitalul Davila de la București, ei, colțea, totuși a reușit să facă față acestei provocări cu foarte, foarte multe sacrificii printre cei aproximativ 700 800 de morți pe zi cât s-a ajuns la un moment dat de boli contagioase de tipul tifosul exantematic și altele, erau și ieșeni născuți și locuitori ai Iașului autentici care au suferit, desigur, prin prezența celelalte părți a populației. Peste un an de zile, mă spuneați despre faptul că, de fapt, reîntregirea țării începe în Basarabia și, iată, peste un an de zile, ca urmare a Revoluției Bolșevice din Imperiul Țarist. În lunile octombrie-noiembrie are loc o... să numim un fel de alegeri în care este ales Sfatul Țării și la 2 decembrie 1917 este proclamată Republica Democratică Moldovenească. Această Republică da, o... Democratică care n-a durat foarte mult timp, câteva o structură... luni de zile înființat așa aproape pe fondul anarhiei decât a, unei, a unui proiect de stat. Noi avem câteva pagini din istoria celor vremuri care semnalează discordea care a apărusă și în armata uh, Rusiei, cum era atunci, a Rusiei țariste. Dacă care se afla aici, în Moldova, pentru că de fapt era, venise o aliată. Să, era aliată cu armata română și era venise să lupte română, împotriva Austro-Ungariei și a Germaniei. Germanie. Era aliată să spunem ca un aliat mondial, pentru că era aliat și cu Statele Unite, și cu Canada, cu țările europene, Franța, Marea Britanie și, desigur, România. Această alianță a funcționat foarte bine până la apariția loviturii de stat de la Leningrad, de la Sankt petersburg și în cele din urmă s-a finalizat cu o răzmeriță a trupelor rusești din frontul de vest pentru ei. În sensul că o parte s-au reîntors în țară, achiesând la politica bolșevică, o parte dintre ei au rămas un pic dezorientați și chiar au avut loc confruntări militare între armata română și armata noului stat bolșevic, în ceea ce privește, să spunem, dezordinea pe care s-a instituit-o. N-au mai ascultat de ordine militare, pentru că nu, nu mai recunoșteau pe forții, foștii generali care luptau deja pe frontul de vest pentru ei. Și au început să jefuiască, au apărut foarte multe confruntări militare, mai ales prin zona roman în Pașcani. În cele din urmă ei s-au retras pe teritoriul Basarabiei și mai departe, iar noi am fost preluați sub tutela armatei franceze și a început pro programul de reorganizare. Și iată că în decembrie 1917 vine la Iași. Să se întâlnească cu cei din guvernul României, Ion Pelivan, care era delegată de către sfatul țării să roage armata română să delege un detașament pentru a păstra ordinea publică în această nouă republică democratică moldovenească care a înființat la 2 decembrie 1917. Da, într-un context european care părea favorabil pentru acest lucru, pentru că lucrurile sunt deja foarte clar știute. Intras în agonie Imperiul Austro-Ungar, intras în agonie și Imperiul Țarist. Cam în același timp au făcut-o. În acest proces de dezagregare, sigur, apariția noilor state, care s-au înființat imediat după tratatul de la Trianon, a favorizat, desigur, și apariția unor parteneriate. Vorbim despre cel pe care l-ați anunțat chiar din decembrie, acum 100 de ani. Acest parteneriat, bine, nu a fost neapărat unul nuanțat, pentru că România o ducea foarte prost. Noi eram în plin proces de reorganizare militară. N-a fost foarte ușor, în un an de zile, să pot să recuperez toată partea de tehnică militară pe care ai pierdut-o în sudul țării. Desigur, foamea care se instituise și în interiorul armatei, Lipsa de cadre militare specializate, lipsa de dotare minimală. Știți foarte bine că multe dintre bătăliile pe care le-au câștigat românii le-au câștigat doar la baionetă, nu aveau tehnica germană cu ei sau pentru ei și, desigur, a intervenit foarte mult și, să spunem, rigurozitatea comandanților. Noi am spus și de fiecare dată am recunoscut că a fost foarte importantă dragostea de țară pe care țăranul român, așa cum a, a fost el, Odată cu reforma constituțională, cu dorința regelui Ferdinand de a le da terenuri în și a face acea reformă agrară a fost esențială, dar până la urmă dragostea de țară a fost completată de foarte mult eroism și de foarte multă dedicare a omului politic și a conducătorului de armată de atunci, care a fost recunoscut cu adevărat ca un lider. Când apărea un ofițer al armatei române în fața detașamentului, era respectat până la moarte indiferent cum suna ordinul care era dat celor pe care aveam subordinea sa. La fel, relația dintre cei care conduceau ostilitățile militare cu mareșalul Ferdinand de data aceasta în fruntea oșterii românești și, bineînțeles, corpul de oameni politici care au rămas să ducă mai departe bunul mes al țării așa cum se putea, cei din Parlamentul României, Senat și Camera Deputaților, alături de cei care făceau guvernare. Toți erau oameni de calitate și recunoscuți, astfel încât nu s-a putut crea nicio sincopă în decizii care să fi putut răsturna entuziasmul militarilor de pe fronte. Ziceam, să amintesc despre aceste momente, pentru că chiar trăim acum în aceste zile 100 de ani de când s-au întâmplat. Și iată, pe 6 ianuarie 1918, Ion Pelevan se afla aici, la Iași. A căp au căpătat până la urmă acordul Armatei Armate Române, românie, dar și a regelui de a... Um da curs acestei cereri pentru a ajuta această Republică Democratică Moldovenească ca să se apere de bolșevici. La 13 ianuarie, generalul Boșteanu trece prutul și intră în Chișinău, alugând bolșevicii la Nistru. Asta se întâmplă acum 100 de ani, în aceste zile de ianuarie. Da, a fost, a fost cred că, unul din cele mai importante momente de restaurarea visului de aur al românilor, pentru că pe fundamentul, să spunem, armatei române, care, înțeles, într-o conectivitate de plină cu oamenii politici de acolo, știți foarte bine că cea mai mare parte a celor care făceau parte din sfatul țării, unii chiar aveau domicilii și în Iași și în alte părți din, din Moldova, alții călătoreau foarte des aici, i-au făcut ceea ce le-a trebuit, le-a inițiat, să spunem, primul gând de țară. Atunci Basarabeni și-au dat seama că o țară mică între Nistru și Prut este foarte vulnerabilă. Și era o vulnerabilitate motivată și de faptul că era o țară eminamente agrară, cu o industrie aproape inexistentă și, desigur, la îndemâna celor care treceau pe acolo, indiferent cum se numeau ei. Și a fost, să spunem, o decizie bună pentru care reușit să aducă oarece liniște în sânul celor care guvernau Republica Moldova de atunci, în special sfatul țării și a intelectualității moldovenești, care era una veritabilă, crescută, școlită și în școli din România și în școli mai departe de România spre vest, dar desigur într-un contact direct și cu Odessa, și cu Chievul și cu alte orașe care, în care educația și cultura erau la ele acasă. Iată, această siguranță despre care mă povestesc dumneavoastră a făcut ca nici două săptămâni nu a trecut, până în 24 ianuarie 1918, atunci când Sfatul Țării decide de fapt să-și proclame independența Republicii Democratice Moldovenești față de Rusia. Pentru că până atunci se afla în componența Imperiului Țarist. Ciarist și în 24 ianuarie 1918 avem acea proclamație de independență pentru... Da, o dată care nu ne poartă noroc de fiecare dată, să spunem așa. Venea într-un context și n-a fost întâmplător aleasă data de 24 ianuarie. Sfatul țării s-a întrunit și pentru a avea o ședință festivă dedicată actului Unirii de la 24 ianuarie 1859, cel care a născut România, cel care a creat regatul, că de fapt de atunci a plecat regatul României și sigur asta a venit într-un context în care exista o agendă foarte, foarte, clară de urmat. Un rol foarte important a avut, au avut misiunile diplomatice românești. Contactul permanent cu marile puterii europene. Și aici putem vorbi, desigur, de Franța în special, care reprezenta o forță aliată de prim rang, Statele Unite, care veneau și ele să contureze foarte mult acest sprijin, a însemnat foarte mult pentru oamenii politici de atunci. Regina Maria, care a fost ambasadorul mai mult decât ambasador și mai mult decât ministru de externe. A, a, fost, a fost o mama a României, așa cum le plăcea să o numească soldaților un din Armata Română. Mama României sau, cred, un prim ministru al Marii Uniri pentru că a reușit să-i lase regelui toate prerogativele necesare pentru a conduce ostilitățile militare, iar ea a preluat ostilitățile diplomatice și să nu uităm faptul că Apartenența reginei Mariei era legată și de Imperiul Țarist și de Casa regală Europeană. Fiind verișoară cu, cu țarul Nicolae II. Da. Sigur, faptul că mișcarea bolșevică a punctat direct împotriva țarului a avut un rol determinant, ca ea să lupte în direcție opusă. Regina Maria, având și o soră căsătorită cu unul dintre uh, frații țarului, dacă mi-amintesc eu foarte da. bine. Dar nu, nu e trebuia alungat din vedere și faptul că avea legături și pe latura vestică spre casa regală spaniolă, în special. Și regele Ferdinand, care era Habsburg și avea un filon german evident și care totuși, cu toate astea, renunțând chiar la demnitățile regale ulterioare, a continuat să slujească interesele României. Și pentru mine, vorbesc pentru omul Mihai Chirica de data aceasta, Regele Ferdinand este cu adevărat un model de un politic și demnitar de stat. Iar eu în România, după regele Ferdinand, următorul care a mai punctat a fost regele Mihai, după care România s-a prăbușit în ceea ce privește crearea oamenilor de stat, care să slujească de fiecare dată doar interesul celor pe care îi reprezint. Și ăștia sunt românii. Nu neapărat relațiile diplomatice doar românii sunt cei mai importanți atunci când vorbește despre demnitate de stat. Este un model pentru că știe foarte multă lume, de acum s-au scris cărți importante pe care noi le-am și editat, regele a renunțat prin scrisori, documente scrise, la apartenența la familia sa regală, fiind amenințat și s-a și la concretizat. La care era de fapt o... Uh, era succesorul, succesorul de, drept de drept al tronului a... României, după regele Carol I, și care a pus în pericol relația sa cu casa regală care l-a trimis în România, tocmai pentru a sluji interesele poporului român și a intrat în război cu Germania și Austro-Ungaria. Ceea ce pentru noi înseamnă foarte mult. El nu și-a trădat frații, din potrivă. El a slujit uh, jurământul pe care l-a dat în fața Parlamentului României atunci când a fost numit conducător al acestui stat. Știți foarte bine că el a fost încoronat după război. Lucru care s-a petrecut la Alba Iulia și când a devenit primul rege al României mari până la abdicarea sa. Până la abdicarea asta. La abdicarea asta. Uh, și acum, iată, în acești... s-au scurs 100 de ani, să revenim un pic la realitatea noastră istorică. Uh, am văzut Iașul în, acest, în acești ani vrea să redevină să-și recapete statutul de, de capitală a Renașterii Naționale. Un este... program ambițios pentru trei ani de zile, 2017-2020. Practic, deja au început uh, evenimentele dedicate Marii Uniri în uh, Iași? Da, au început uh, chiar din anul 2016. A fost primul eveniment important pe care l-am făcut împreună cu Casa Regală, cu Prințesa Margareta și Principele uh, Duda ne-am prezentat la toate instituțiile importante din acest oraș unde am pus câte o placă care arată ce a funcționat acolo ca instituție publică pe perioada primului război mondial. Să enumărăm un pic câteva dintre monumentele de arhitectură în care s-au aflat sedii ale instituțiilor României mari, României din acea perioadă. Bun, acum le-am putea trece în revistă pe toate clădirile care atrag atenția. Pentru că Iași era atât de presat de preluarea tuturor sarcinilor de guvernare și conducerea țării, încât nu putea să evite nicio clădire. De exemplu, s-au mutat foarte multe școli. Colegiul Național din Iași a devenit spital militar. Primăria a devenit altă curte de casație și Consiliul de Război. Senatul, Universitatea Cuza a devenit senatul României. Adică Parlamentul a găzduit doar par senatul. Doar senatul. Teatrul Național a devenit clădirea Parlamentului. Și multe alte clădiri care, desigur, Casa Regală și avea sediu dormitorul regelui Ferdinand era... Casa Ghica Comânești? Actualul Muzeu al Unirii. Iar Casa Ghica mai sus era Casa Reginei, că stăteau fiecare în, în locații diferite. Și asta pentru o mai bună coordonare a treburilor de război. Deci, cam toate clădirile și-au căpătat, să spunem, o utilitate publică în momentul respectiv dedicată războiului. Războiul a fost principalul proiect, salvarea României din fața oștirilor inamice, germani în special, și, desigur, cel de-al doilea proiect important, care a fost, de fapt, și în cu succes a campaniei militare din primul război mondial. Reîntregirea țării și crearea României Mare? Noi nu neapărat vorbim de o reîntregire, vorbim chiar de primul proiect de România Mare, pentru că unele provincii. Fusese de la Mihai Viteazu, când a făcut, care a făcut. De la 1600? Primul, de la 1600, care a făcut primul proiect de țară, primul mare proiect de țară, când, desigur, nu a durat foarte mult, fiind și decapitat repede. În rest, a fost doar gândul. Gândul care l-a sădit, poate înaintea lui Mihai Viteazu, de a aduce toate provinciile care vorbesc aceeași limbă, în aceeași țară, cu același destin, într-o frontieră și guvernare comună și a venit, s-a născut cu această ocazie gândul României. Mai știți foarte bine că, pe urmă, războiul s-a suspendat pentru unii. Pentru unii. R nu și pentru România. Nu. Și pentru România, Franța s-a retras din război și a lăsat doar delegatul sau aici, pe general Bertloc și ceilalți care făceau parte din staful francez, dar România continua să lupte. Când alții se bucurau și semnau tractate, românii erau pe front, eliberau Transilvania. Când alții făceau deja proiectul Marii Uniri, românii erau pe front, Până Erau... pe 7 mai, România încă s-a aflat pe baricade atunci când... În 2019. Deci a trecut încă un an aproape, cât România a luptat după ce a reușit să demonstreze tuturor că merită statutul de țară, de stat independent, unitar și indivizibil. Ultimele bătălii pe care le-am dus au fost la Budapesta. După care, bine, lucrurile și-au intrat în normal, s-a semnat tratatul de pace de la Trianon, undeva lângă Paris, și de acolo ne-a încăpătat statutul de țară recunoscută la nivel internațional și avem statutul pe care, de care ne bucurăm și astăzi cu sincopele celui de-al doilea război mondial despre care știe toată lumea. Despre care știe toată lumea. Vom lua o scurtă pauză și revenim să povestim despre acest program centenar foarte ambițios al Primăriei Municipiului Iași. Rămâneți aproape de noi, revenim în câteva minute.